vreau să vă vorbesc despre principalele tipuri de viespi și albine care se regăsesc în România. Toate acestea fac parte din familia himenopterelor. Știu că sună foarte greu și pare foarte greu de pronunțat, dar dacă exersați, veți reuși să pronunțați și singuri. Himenoptere. Vom începe mai întâi cu viespile. Acestea sunt două tipuri de viespi prezente pe care le puteți vedea și în România. Vom începe cu prima, cea obișnuită, pe care o cunoașteți probabil cu toții. Aceasta este o viespie simplă și, spre deosebire de albină, viespea nu-și pierde acul când injectează venin și poate să înțepe de mai multe ori. În România mai întâlnim un tip de viespe, dar cu o denumire diferită. Acesta se numește bărzăun. Dintr-un cuib de bărzăuni, doar regina rezistă peste iarnă, iar primăvara își întemeiază o nouă colonie. După cum observați, bărzăunul este diferit față de viespea normală. E colorat puțin cu roșu și astfel îl puteți deosebi. Să trecem acum la albine. Vom începe cu albina normală, pe care o cunoașteți cu toți. Regina unui stup de albine trăiește 5 ani, timp în care depune chiar și 3.000 de ouă pe zi. Un prieten foarte bun al albinuțelor, pe care îl puteți întâlni și dacă mergeți la plimbare prin parc, este bondarul. Seamănă foarte mult cu albina, în schimb, e puțin mai grăsun. Bondarii găsesc florile bogate în nectar cu ajutorul organelor de miros, aflate în vârful antenelor. Și ultima, care seamănă mai mult cu o muscă, dar nu e o muscă, ci este o albină dulgher. Albina dulgher, cea mai mare albină din Europa, este solitară și își face cuibul în lemn uscat. Ce înseamnă că este solitară? Înseamnă că trăiește singură. Nu trăiește împreună cu celelalte surori ale ei, precum albina care trăiește în stup. Acum să repetăm, să vedem dacă am ținut minte denumirile tuturor acestor insecte. Prima, viespe. Cum am spus că se numește acesta? Bărzăun. Albină, bondar și muscă. M-ați prins! Nu e muscă, ci e albină dulgher. Vom juca și un scurt joculeț în care vom amesteca cardurile. Le vom pune cu fața în jos și vom extrage câte unul. Bărzăunul. Bondarul, care este puțin mai grăsun decât albina, îl punem la albine. Albina dulgher, care trăiește singură și nu trăiește în stup. Unde îl vom pune? Vom pune aici, la albine. Albina normală, pe care o cunoaștem cu toții, pe aceasta unde o vom pune? Aici, la albinuțe. Și ultima, viespea. Și să nu uităm că toate acestea se numesc himenoptere.